Un lucru care pentru mine e șocant. Ce anume? Filipescu v-a recunoscut, e prima oară, să știți că n-am mai știut la alții, din câte știu. Adică nu se laudă așa că... Și ce context, nu continuu. Deci Filipescu, da? Da. Eu știam că ia bani de la Filipescu. Da? Ia bani numai de la Filipescu, dar ia bani badea de la, și de la alții, el n-are culoare politică. Depinde cum poți să-i intri la el și să-i dai. Da? Și toacă în funcție de cât îi dai. Îi dai 10.000 de euro, da? Se duce și își face 3 articole de groabă o localitate și dacă vrei să ți-l scoată bine pe X, se duce la ăla și ți-l arată în toată mizeria aia, cât cum luptă el pentru țigani, pentru săraci, cum își dă jurupe în pandemie, cum a făcut cu... Asta e presa. Cum a... Nu, asta nu e presa, nu. Da, există o presă independentă, toată are toți... Prea puțin și de multe ori prea nu putem să identificăm. Nu, este, stați puțin, este presa independentă, stați puțin. Și că are niște afinități și... Nu, una este să fie independentă, alta e să fie slugă. Care e diferența? Păi este diferența foarte mare, pentru că, de exemplu, ce lipsește la noi în România este un mecanism prin care statul, pentru că n-ai altfel cum, nu poți numai din donații să știu, da? Și nici din publicitate nu poți. Da. Mai ales în orașele, nici de-aia suntem în debandata asta. Da. Trebuie să existe un mecanism prin care să poți să-ți susții, pentru că presă de print nu mai poți să faci. Eu nu am unde să vând ziarul ăsta. Eu dacă mă duc în Ecliu, gară, e 2 lei, da? Și unde? La pe ce tăla vă vând? Că nu mai ține nimeni ziar. Da. Nu am un domeniu de activitate, nici dacă are să un chioșc acolo, el nu are... Este un caien separat. El trebuie să aibă dreptul de a vinde presă. E un chioșc în Egiu, dar e adevărat, oamenii nu prea mai cumpără presă. Și ce? Așa, mă înțelegeți ce vreau să spun. Nu mai cumpără presă, da? Bun, totul e pe Facebook și pe internet. Marin Badea asta este un om care face foarte mult rău. Foarte. Mă înțeleg, distruge efectiv. Distruge. Și nu știu dacă neapărat... știți care este ideea? S-a ajuns la un punct în care nu se mai poate merge mai departe. Da? Cu tot ce fac ăștia. Știți de ce nu se mai poate merge mai departe? Școlile sunt închise. Da? Nu mai funcționează cum trebuie. Nu știu dacă știți ce este așa. Copiii stau mai mult acasă. Spitalele din Lehliu, Gară, sunt praf, că sunt, da? Dacă vă duceți în Lehliu, îți vine să vomiți. Dacă vă duceți pe acolo și mergi pe străzile alea, totul e o ruină, e așa. Apa, aerul, arată ca în Congo, dar nu în Congo, în pădure, nu în Congo, că dacă te duci prin Kinshasa și mai vreau cu unde naiba până ce părți ale Africii, e cum e. Noi da. Suntem de bandere, trei ani, așa că știți ce e. Deci este gravă treabă. Și Marinică Badea asta, eu n-am nimic cu el. Eu n-am nimic. Ce m-a deranjat pe mine foarte mult este că e bani de la Iacomi. Ia bani de la Iacomi, mulți. Eu n-am știut de acest Marnică Badea, nu m-a interesat pe mine Marnică Badea asta mult, că nu e în sfera mea. Nu m-a interesat, pur și simplu. Dar...